Salutare și bine m-am regăsit pe canalul meu. Revin cu un nou video după 3 săptămâni, cred, în care n-am mai postat. Avem multe noutăți. O să vă prezint noutățile puișorii, ce mai avem nou. Le-am dat să mănânce acum pe seară. După cum puteți observa, puii de indieni s-au făcut mari. Ia uitați, a ieșit un almond, acesta din prim plan, și sora lui din spate, o femelă albă cu coadă neagră. Ia uitați ce frumoși sunt. Pe boxe, aici, am schimbat perechile în mare parte. Albul acesta era cu căpăcit, acum e cu galben, au ouă bune. Primele lor ouă bune, sper să fie totuși cu el ouăle. Apoi, aici, la perechea aceasta, am un pui mare, ar fi trebuit să fie doi, dar celălalt a murit din cauza frigului. Așa, și deja au ouă bune, într-o săptămână vor scoate. Aici, în perioada asta, deja am schimbat două femele pestrițului, acestui mascul grizzly. Aștept să depun ouă cu această grie, cu această albastră, și sper să aibă ouă bune în sfârșit, dacă nu, iar îi schimb perechea. Aici, acest alb are ouă bune cu buburuza. Buburuza deja a mai avut o serie înainte și a mutat ouăle. Eu acum sunt la a doua serie de ouă bune, pe care cred că îi vor duce, gen ei, îi vor crește, ori o să le mut din nou. Aici avem o noutate. Am adus un mascul alb și l-am împerecheat cu această căpăcită. Vor rămâne o perioadă pe boxă pentru siguranță, dar lucrurile se prezintă destul de bine. Nu pare a avea ceva. Aici, roșu, care a fost o roșie zisă de mine un an de zile, e mascul. L-am băgat la pereche cu această femeluță, așa în mare, să vedem dacă se întâmplă ceva, să vedem dacă poate călca, ceea ce mi-e greu să cred. Ăsta normalul are doi pui, dar unul nu cred că o să reziste, deoarece văd că e diferență prea mare între ei. Aceștia au un pui, o să iasă un căpăcit și cu coadă neagră, deci tot un almond ceva va ieși. Ăsta e un pui de tăpălăgos foarte frumos, mare. Aici un pui de voltat, ăsta normal, aceștia nu vor rămâne. Înăuntru treburile stau bine, indienii își fac treaba. Asta almondul cu femela lui au un pui, pare alb, dar va ieși almond, se va umple de pete, că el nu e un alb curat, tinde spre galben, dar mai e până la toamnă, atunci se va vedea cu adevărat. Aici avem doi puișori, iar la tăpălăgoși. La perechea de jucători, pui maturi i-am dat și ăștia sunt pui buburuzei. Ia uitați-i. Un albastru, cred că la albastru pare să fie, și un pui grizzly. Dar avea aștept să se facă mari. Iar aici avem câteva noutăți. Am avut N.O. limpezi și bune, au murit puii, au murit puii mari, dar na, ăștia le-a murit puiul de ceva timp. Acum aștept să fac au făcut o serie de ouă limpezi, sper ca seria de acum să fie bune. Ăsta, am avut pui la el, au murit ambii pui cu acea galbenă. I-am schimbat perechea, acum aștept să fac o femelă asta albă. La galben aici sus. La galben aici sus avem un pui galben. Au fost doi, dar celălalt a murit pentru că a plecat din cuib. Aia e.
galben asta. Ultimele două, nu știu ce s-a întâmplat, au murit puișorii nouă. N-am avut noroc. Aici, aici avem ceva frumos. Avem un pui alb. Asta este o femelă, sigur. Alb-alb. Iar asta, ia uitați, un căpăcit cu coadă opal. Va fi foarte frumoși, foarte bine crescuți. Deci le dă părinții din plin mâncare. N-am ce zice. Aceștia sunt din bobatul, cel de acolo cu alba, cea de pe cărămidă din dreapta. Nu am treabă, văd că sunt foarte ok la crescut, îi duc bine pe amândoi. Ăștia din nou au avut o limpezi. Îi aștept iar cu următoarea serie de ouă. Sau a femeia asta cred că de 4 ori până acum. Sper totuși să reușească și asta să o calce, pentru că am așteptări mari. Aici bosulica asta cu femela lui mi-au dat puiul care se află în spate, primul pui de almond pe anul acesta. O să-l iau după aia să vi-l filmez mai de aproape. Aici castania cu albul. Mi-au scos acest pui. Un kait, un kait colorat, bălțat, frumos. Așteptăm să se facă mare, să ne uimească și atunci, mai mult decât acum. O să pun pe pauză puțin și revin, ca să iau puiul de almond. Așa, ia uitați-l. Acesta este puișorul. Puișorul care a zăpăcit-o pe mama, de câte ori a trebuit să-l verifice ca să fie în regulă, că în perioada în care a fost scos el au murit toți puii de frig și el este singurul care a supraviețuit. Și mama a avut grijă de el, dar și părinții foarte bine. A, uitați, e un pui foarte frumos care promite mult. Are picățele deja la gât, e galben. O să fie un almond mai pe galben, dar la toamnă o să înceapă el să-și arate atribuțiile. Însă, oricum, almonzii sunt păsări de lucru, lucrează culoarea pe ei perioada 3-4 ani până să nu mai iasă așa mult în evidență. Adică bobatul ăsta, în momentul în care l-am adus, nu avea așa de multe puncte negre pe el. Anual apar din nou și din nou. Acum vom vedea. Aștept o bună iară de la cu almanda cu gutul ei. A avut o serie de ouă bune, dar nu știu ce s-a întâmplat, la fel și ei au murit puișorii nouă, nu s-au mai dezvoltat dintr-o dată. Dar aștept seria asta de ouă să văd cum decurg lucrurile și dacă am și modificat aici toate grătarele astea. Le-am așezat altfel până în capăt, acolo am scos boxele care sunt aici afară pe hol. Am făcut multe schimbări la ei, doar că, ei, uitați, perechea de jucători, super de aici, aștept să-i facă mari pe ăștia, cum vor avea de scos iar pui, o să mut puiilor, nu o să-i mai las să crească puișorilor și să crească puii la voltați, pentru că o fac foarte bine. A, uitați, s-au dus deja cum o cântă masculul. Cred că până săptămâna viitoare vor fi ouați.
Sper să o calce și să n-aibă probleme. Ia uitați. Masculul de indian al mond, primul pe anul ăsta. Și sora lui. Păsările sunt ok. Nu am avut probleme cu ei. V-am spus, am dat pui de jucători. Puiul ăsta i-am trimis, i-am dat unui coleg. O să-i dau și puii aceia de încălțați. Pentru că nu vreau să mai cresc așa. Ăștia la fel vor fi doici după. Or să crească puii la alții. Și ăștia, la fel. Vor fi doici. Că nu se merită să-i să-i țin doar așa ca să să scoată pui. Vreau să mă axez pe linie nouă și pe indieni și asta trebuie să fac. Chiar dacă, uitați ce pui frumos. Adică mie, din punctul meu de vedere, mie îmi place mult. Nu e rău. Dar poate altora nu le place. Bine, nu că ar conta. Dar nu. Bun. Cam atât pentru astăzi. O să revin cu videouri noi săptămâna viitoare. Unde sper să, aici, jos la albul și galbena lui, vom avea puișori. La buburuza nu cred. Până atunci e cam de vreme. Dar o să avem și la toți. Aici, sus, iar după ce vor scoate și dacă va da negri iară perechea asta, voi strica perechea, o să-i rotesc. Nu-i mai las așa, că nu se poate. Va fi schimbare exact 1 cu 1. Femela asta va intra cu acel mascul alb și femela bobată de pe cărămidă va intra cu el, cu acest mascul. Adică voi roti perechile între ele ca să vedem ce pui vor putea da. Sper că aici să fie treaba bună. Masculul ăsta să reușească să o calce pe asta albastră. Nu va fi singura femelă care o să intre la pereche cu el, dar momentan vor intra așa ca să întreacă anul și să nu pot scoate nimic din el, pentru că e păcat. E păcat de el, e păcat de timp, el îmbătrânește și nu o să mai poată. Și așa se reproduce destul de greu. Și o să tot rulez femelele. Următoarea femelă care va intra cu el o va fi ori buburuza, buburuza fiind măsa, dar în cazul în care nu o calcă, va intra cred că buburuza și dacă nu intră buburuza, va intra această galbenă. Dar asta înseamnă să o mai las pe ea încă două serii, măcar o serie, să văd dacă scoate cu ăsta, dacă masculul ăsta a reușit să o calce, ceea ce mi-e greu să cred. Eu tot cred că puii care sunt în acele ouă sunt cu gutul negru dinăuntru. O să, dacă ăsta n-a reușit să o calce, gen, sunt puii aluia, îi mai lasă serie, îi las pe ăștia să crească și după îi las să văd dacă o calcă ăsta. Dacă nu o calcă, o iau pe ea, o bag cu ăsta, pe el, lui bag altă femelă și tot așa, o să-i rulez într-una pentru că trebuie să văd, oricum, mai am de schimbat perechi. Aici, galben asta, cu masculul acesta, o să-i rup de perechi, galbena va intra cu negrul ăla de acolo și cu almanda o să intre cu ăsta, cu ăsta cu coadă mare, pentru a vedea rezultatul, dacă vor da pui cu cozi mari. Și o să mai schimbăm. Momentan perechea aia va rămâne așa, că bobatul cu alba, pentru că a reușit să dea pui foarte wow, la care nu mă așteptam. Vom vedea și pe parcurs cum se vor dezvolta, dar ca și culori, mă refer la cel colorat, că cel alb e alb, dar și alb e frumos. Sunt bun pentru ce voi dori să fac pe viitor. Dacă îmi permite timpul, eu vreau să
să mă apuc de porumbei pentru evenimente și nu strică. Nu strică să îmi țin. Oricum ei pe ei cresc de plăcere și dacă pot face și chestia asta, e un plus. Un plus care tot în ei va intra, pentru că pasiune fără investiție nu există. Sau există, dar nu ai rezultate. Uitați pereche. Pereche bună. Pereche care nu mă așteptam să scoată ceea ce au scos, mai ales la culori. Vedem pe parcurs poziția și corpul, dar trebuie să iasă buni. Și femeia asta o să fie o femeie care o să, dacă este sănătoasă și Doamne ajută, va scoate ani, câțiva ani buni la mine. Și el la fel. Pentru că de aceea l-am și ținut. Îmi și place cum arată și știu de cam din ce ar fi dat. Nu știu mama, știu tatăl, se trage din păsări care și acum le am și e ok. A, uitați acolo. Da. Bun, cam atât pentru astăzi. O să revin cu un nou video data viitoare. Vă salut, numai bine, pa, pa!